suntem mare când primesc eu lumea ce ai vrea, o plină tău cuvânt. Și ființele ce bolumesc natura, cum le întreții cu brațul tău cel sfânt. Yeah.
Ești, aduce sfânt măreț.
acestei slujbe de dimineață, cred că cu toții putem să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Fie Dumnezeu binecuvântat, El care în această dimineață ne-a dat ocazia să putem să ne adunăm în casa de rugăciune din localitatea Borșa. Ajutați-i El și binecuvântați prin îndurarea Lui. Pe El îl slăvim, pe El îl binecuvântăm și în numele Lui în această dimineață vrem să ne închinăm și tot ceea ce facem, am dorit să facem spre slava Lui Dumnezeu, mărit să fie El. Ne bucurăm să fim împreună și în mod deosebit în această zi să avem frați slujitori, frați invitați pentru slujire. Le spunem încă din aceste momente de dimineață un bun venit în casa Domnului, în Biserica Pentecostală din Borșa. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i întărească în slujire. Ne bucurăm să avem împreună cu noi un grup de frați, de tineri frați, din localitatea Baia Mare, de la Biserica Muntele Sionului. Le spun un bun venit, Domnul să vă binecuvânteze. Au cântat o cântare, vor mai cânta și vor lăuda pe Domnul. Dumnezeu să-i umple de Duhul Său, de har, de binecuvântare în slujire, ca tot ceea ce îi fac să se facă spre slava Lui Dumnezeu și spre zidirea noastră spirituală, slăvit să fie Domnul. Amin. Ne bucurăm că împreună cu ei, în această dimineață, se află și familia Horș, fratele Pavel, sora Ileana, le spunem un bun venit, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și pentru cuvântul Evangheliei, pentru slujire, în această dimineață, împreună cu noi este fratele pastor Marius Turza, Domnul să-l binecuvânteze, ne va vesti cuvântul Evangheliei, spunem și lui un bun venit, ne bucurăm să fim din nou împreună cu el, Dumnezeu să-l binecuvânteze în slujire și în tot ceea ce va face spre slava lui Dumnezeu. Am vrea să începem părtășia noastră din locul acesta cu o rugăciune în care ne vom închina înaintea lui Dumnezeu, ne vom preda în mâna lui Dumnezeu și vom ruga pe Dumnezeu ca tot ceea ce se va face în locul acesta să fie făcut sub prezența și călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și fratele Alexa de la Moisei o să facă această rugăciune în care vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile. Grupul de la Baia Mare va lua pe Dumnezeu cu o cântare. În urma acestei cântări, fratele Dani Danciu de la Baia Mare va veni în față și va avea un cuvânt pentru o primă rugăciune în această dimineață. Slăvit, Dumnezeu să fie lăudat și glorificat. A fost Dumnezeu de partea Dumnezeu până în dimineața aceasta? Dacă a fost, dacă te-a întărit, dacă te-a sprijinit, cântă în această dimineață. Strigă către El, că Dumnezeu e Cel care mai lucrează și astăzi. Am ajuns aici pentru că am avut și avem un Dumnezeu care a fost de partea noastră. El nu ne-a părăsit. Niciodată. Că dacă te-ai părăsit, tu nu mai erai aici. Dar a fost o mână, cum am spus de multe ori, în viața mea și în viața ta, dragă soră, drag frate, care te-a ridicat, te-a întărit și te-a sprijinit. Și vrei să fii plin de bucurie dimineața aceasta. Că eu sunt aici nu pentru că meritam. Și pentru că avem un Dumnezeu mare care ne-a protejat, ne-a sprijinit și ne-a întărit. De aceasta îi cântăm, tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Te-a lăsat Domnul, nu te-a lăsat. Cântă-i, tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Slăviți să fie Domnul. Amin. Nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Cu tine munții înalt și văd
alături am să fiu pe veci. Iar bine cazul dacă trec odată, cu tine alături am să fiu pe veci. Cu tine și rămiți strămat cărat, deschide inima în această dimineață. Înțeles că este evangelizare.
Mă rog ca Dumnezeu să mai dea mântuire. Dumnezeu să mai cerceteze inimi. Nu contează că ai 14, 15, 16, 20 de ani, 80 de ani. Dumnezeu e acela care cercetează. Eram în urmă cu vreo 4 luni de zile în localitatea Oradea și acolo era ca și aici o seară de evangelizare. Și am început să cântăm acea cântare, nu știu câți dintre dumneavoastră știți, spune atât de minunat, oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăvă ne cercetează, ca și-o spus Iacov, după ceea ce-o avut și ce-o visat atunci, cu adevărat, Domnul este locul acesta și mă opresc aici, pentru că nu vreau să spune cum o spus El și eu n-am știut. Ba da, vreau în această dimineață să putem spune cu adevărat, Domnul a fost în Borșa, Domnul s-a prezentat și Domnul a lucrat. Mărire Lui! Mărire Domnului în veșnic aici! Mă bucur că spuneți, am cum să nu spuneți. Eram în urmă cu o lună de zile și vreau să mărturisesc aceasta spre întărirea tuturor că Dumnezeu mai trimite garda Lui de îngeri să ne protejeze, să ne întărească. Și noi nici nu știm poate de multe ori. Am mers cu mașina, o să vă spun așa ca să înțelegeți, ca să-i schimb distribuția, să-i schimb acea curia. Și m-am dus acolo la mecanic și am zis, las-o aici, du-te, trebuia să merg la locul de muncă și la 5 după ce ești, du-te, hai la mine, că o să vedem ce o să fie. Și nu m-a sunat, a trecut timpul, la 4 jumate l-am sunat, eu am zis, e gata, au zis, e gata. A fost bine? Da, a fost bine. Hai după ora 5. Și am terminat acolo și am ajuns la el, ne-am salutat, este frate de-al nostru, și am zis, hai puțin să-ți arăt ceva. Și am zis, vin acum. Și zice, ia curia asta în mână. Dar înainte ca să fie în mână, vreau să întreb ceva. Tu te rogi așa, Domnule, te mai rogi, nu știu, chem pe Domnul în viața ta, în casa ta. Și am zis, dragă frate, eu cât pot și îmi doresc înaintea Domnului, vreau să îl rugesc pe El, să fiu un om al rugăciunii, să-mi fac partea. Dar zic, de ce? Ce s-a întâmplat? Păi ia curia în mână. Când mi-a dat-o prima impresie care am avut-o, văzut, am luat-o în mână, era ruptă, era bucăți și au zis, îndoai. Am îndoit-o, s-o rup. Am îndoit-o în cealaltă parte, era ruptă. Și eram acolo noi tăniți odată împreună cu un coleg de la facultatea pe care am terminat urmă cu un an de zile și a venit și m-a ajutat și el. El nu este pocăit și a rămas cu toții acolo, n-am avut ce să zicem. A început să plânge și am zis, Doamne, ești acela care ai trimis garda ta de îngeri. Ești acela care ai protejat și m-a întrebat, dar cât ai umblat cu ea așa? Am zis, nu știu, eu am trecut cu tine, am venit, am fost pe la Siret, am fost în multe locuri, am făcut vreo 3.000 de kilometri. Cu ea așa? Am zis, da. Și am zis, frate, cam cât mai ține asta reasă? Ce nu știu, o zi, 2 minute, 10 minute, dar vreau să spun un lucru, frate Dani, Dumnezeu e mare. Și am recunoscut și colegul meu și am rămas impresionat de cum Dumnezeu a lucrat. Pentru că atunci când Dumnezeu este cu tine, n-are ce ți se întâmple. Spunea și noi, dar niciodată m-am dus acasă și am zis, uite ce s-a întâmplat. Îi spunea la bunica mea, Dumnezeu o trimis acolo îngerii care o proteja și au fost mulți kilometri și am umblat în misiune, dar nu s-a întâmplat nimic. De ce? Pentru că această dimineață și în această dimineață avem un Dumnezeu care a fost acolo prezent și care și aici prezent. Da, Domnul a făcut lucrul mare, spune Psalmul 126, pentru noi, pentru tine, pentru casa ta, pentru familia ta, de aceea, cum suntem? Plini de tristare. Nu! Suntem plini de bucurie! Mărire Domnului în veșnic veci. Oh, sunt sigur că de multe ori Domnul ți-a ocrotit copilul, fiul, fiica, mama, tata, că ți-ai rugat și Domnul lăsa garda Lui de îngeri. Și atunci când diavolul a vrut să tragă lume, că și cu mine se luptă și am multe lupte, dar cel ce mă ține și cel ce te ține în picioare, Domnul. N-ai vrea această dimineață să strigi înaintea Domnului. Ce-a făcut orbul Bartimeu? În primul rând, o striga la el. Nu te uita în stânga, nu te uita în dreapta. Poate nu te-ai rugat de multă vreme, poate n-ai mai avut putere rugăciune, dar această dimineață, nu că suntem noi, nu că este fratele, că-i Domnul prezent aici și-mi doresc ca El să lucreze. Dragă-mi! Dragă tânără, drag frate, poate de mult n-ai mai strigat la Domnul. Dar știu că-s probleme aici, poate-s mari probleme, dar mai presus decât orice problemă. E Domnul care vrea să lucrează. O îndrăznit, orbul Bartimeu, știu de problema lui. O strigat și o crezut. Asta e cel mai important. Și vreau în această dimineață, în prima rugăciune, să venim înaintea Domnului așa cum suntem. Doamne, Tu mă cunoști. Tu știi că poate de multe ori am slăbit pe cale,
Dar ești un Dumnezeu gata să mă ridici, gata să mă întărești, gata să lucrezi la fiul meu, la fiica mea, la părinții mei. Poate nu trăiești și nu trăim uneori așa cum vrea Domnul, dar în această dimineață așa să fie rugăciunea noastră. Doamne, ăsta sunt. Poate ți-am greșit în atitudinea mea, poate ți-am greșit în multe lucruri. Când este cu neputință să nu fi greșit. Dar tu ești un Dumnezeu măreț. Spune Psalmul 67, Dumnezeu să aibă milă de noi. Și ce să facă? Să ne binecuvinteze, să facă, să lumineze peste noi fața Lui. Atunci când luminează peste mine și peste dumitale, lumina care vine de sus, putem să spunem cum a spus Pavel, Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Și ce facem? Stăm de păsor, nu ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Ba mai mult! Și am stat și m-am gândit, cum poate să spun omul acesta, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre? Că știm că necazul aduce răbdare și răbdare aduce biruința în încercare. O, Doamne, ajută-ne să putem spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și vă trebuie, iubiți pe Domnul. Dar eu iubiți, nu stați mai căsători. Vom mai cânta, vom lăuda pe Domnul și El e cel care poate să-și cerceteze inima. Să pleci de aici plin de bucurie. Spuneam, eram acolo și am început să cântăm cântarea și n-am realizat ce se întâmplă. Erau două fete acolo în prima bancă și au început Duhul Sfânt să le cerceteze. Și când Duhul Sfânt te cercetează, ascultă-mă bine, n-ai cum să stai nepăsător. Au început să se roage, să se strige către Domnul și la un moment dat au început să o cerceteze Duhul Sfânt și pe fata de lângă ea, au început să cerceteze adunarea și am ajuns la ultima strofă care îi spune, dacă vrei să-i simți a Lui prezență, trebuie să faci un lucru, să-L chemi pe Iisus oricum, azi, cu credință. Și am văzut cum fata aceea a început să vorbească în alte limbi, a început și cealaltă fată, Duhul Sfânt, a trecut prin cercetare pe partea surorilor, după care a urmat în partea fraților. Și a fost o seară a biruinții. Nu știu la cât s-au terminat aproximativ, dar Dumnezeu da biruință, Dumnezeu da putere. Și m-am gândit așa, ai avut 14-15 ani și-o strigat la Domnul și Domnul a intervenit și-o umplut-o de putere. Da tu, care poate ești de 20-30 de ani, să nu strigi la Domnul. Aleluia. Închei cu o mărturie. În urmă cu 2 ani de zile, Dumnezeu a rânduit ca mama mea să treacă la Domnul. Să vă spun foarte pe scurt, m-am născut într-o familie de penticostali pocăiți, pentru că nu o religie ne mântuie, ascultați-mă bine, ce o relație. Am fost formalist în biserica penticostală 11 ani jumate să te duci să cânti spre slava ta, nu spre slava Domnului. Așa a trecut timpul și la vârsta de 14 ani vreau să fac carieră în fotbal, la hamar, în alte lucruri. Și mama mea îmi spunea, dar nu este bine, tu trebuie să ai o întâlnire personală cu Domnul. Și am zis, lasă-mă, că-s tânăr, vreau să merg în lume, vreau să fac carieră, poate și încânta și în alte lucruri. Și am zis, o să mă rog pentru tine, că eu știu că avem un Dumnezeu care mai ascultă rugăciunea. O trecut timp, am avut 16, 17, 18 ani, vreau să mă căsătoresc, vreau să fac alte lucruri, m-am bucat de alte lucruri, eram și cu lumea, și cu biserica. Și în urmă cu 4 ani de zile, Dumnezeu m-a șurubuit. Mama mea s-a îmbolnăvit de o boală foarte gravă, nu știu câți dintre dumneavoastră știți, se numește scleroză laterală amiotrofică, presupune atroferia tuturor mușchilor din tot corpul și cauza decesului fiind atroferia mușchilor căilor respiratorii și mușchii inimii. Și o trecut timpul și o stat acolo pe pas și de fiecare dată îmi spunea, Dani, ascultă-mă bine, venea noaptea târziu de prin alte locuri și spunea, ascultă-mă bine, fericirea adevărată nu o găsești în lume. Și fericirea adevărată o găsești numai la Domnul. Bunica era foarte liniștită, nu știu ce o să fie cu el, uită-te la el ce face. Și mama îi spunea, stai liniștită, ne rugăm și Domnul dă biruință. Și nu a uitat niciodată, în urmă cu vreo o lună de zile ca să intre gomă, veneam de la Brașov, cum aveam eu ale mele, mă ocupam cu alte lucruri și era 4 dimineața. Și am sunat-o pe bunica pentru că ea nu mai putea să vorbească, am ajuns în ultimul stadiu. Și zic, vreau să te zic, ce face mama? Și zis, nu știu, nu doarme, se roagă. Și am zis, cum să se roage femeia asta la 4 dimineața? Așa bine, la 2 se ruga, la 4 se ruga, dimineața se ruga, pentru că ea credea că Dumnezeu mai ascultă rugăciunea. Și-o trecut timpul și 19 iulie 2015, după o săptămână de stat la Spitalul Județean din Baia Mare, în comă, o plecă la Domnul și n-am înțeles. La mormântare a fost un răzvrătit, m-am certat cu Domnul și 2 săptămâni de zile diavolul venea la mine fiecare seară și spunea, Dani, tu ești un gunoi, tu ești un nimic, dacă Dumnezeu te iubea, nu-ți lua tata, tata divorțat de mamă în 8 luni de zile, nu se poate! Tu n-ai un Dumnezeu care te iubește, ai 2 variante, te duci, ții viață
sau te duci și faci carieră de muzică în lume. Pentru că n-ai rost să rămâi lângă Domnul. Și m-am chinuit așa, m-am chinuit 2 luni de zile, în timp în care am îmbolnăvit cu spina, cu ficatul, aveam un amețel foarte mare, era frică și bunicii mele să mergem cu mașina, pentru că nu știa ce o să se întâmple și am ajuns în data de 3 august. Era 2 august la 2 noaptea și am sunat pe cineva și am zis, vă rog să vă rugați pentru mine, pentru că eu nu mai pot, m-am trezit. Afară era vreo 30 și ceva, 20 ceva de grade, în casă erau 30 și ceva și eu nu mai puteam de, mi-era foarte rece. Și ne-am pus și ne-am rugat, am rugat așa cum am știut și am zis Domnul așa, că El nu va îngădui ca cele două să-mi ia viața. M-am trezit dimineața, i-am spus bunicii mele prin ce am trecut și am zis, Doamne, ziua asta știu că e ziua izbăvirii și știu că sunt gunoi, știu că-s legat de multe lucruri, dar eu cred că Tu mă eliberezi. Așa cum Te-ai oprit în dreptul multor oameni și ai dat biruință, eu cred că Tu mai dai izbăvire. Chiar dai, sunt ce sunt și noi, dar niciodată vă pot spune ziua, ora, 3 august, ora 20:57 aproximativ, m-am mărturisit și în camera aceea am genunchiat înaintea Domnului și ne-am rugat împreună. Mai eram un frate acolo și în momentul rugăciunii au căzut, simțeam așa cum cădeau pietre cărămizi din partea stângă, din partea dreaptă, au căzut lanțuri și din clipa aceea am fost un om nou. Și m-am dus la biserică ziua următoare, frate, eu vreau să încheie legământul cu Domnul. Dacă îmi spunea fratele Sami, pentru că venea de multe ori la mama mea și cântau cu frații, eu ieșeam din casă când trebuia să ne rugăm. Ieșeam, nu-mi plăcea rugăciunea, nu-mi plăcea că venea și cânta. Dacă îmi spunea fratele Dani, tu trebuie să încheie legământul cu Domnul, trebuia, du-te de aici, n-am nevoie. Dar în 3 august a venit ziua izbăvirii și am încheiat un legământ cu Domnul în data de 29 noiembrie 2015. A 2 săptămâni de zile, Domnul mi-a făcut marele har și m-a botezat cu Duhul Sfânt și ascultați-mă bine, Domnul mai botează cu Duhul Sfânt. Era de multe ori spunea, frate Dani, Duhul Sfânt nu mai lucrează așa, ba da, mai lucrează. Ascultați-mă bine, El mai umple de putere, El mai botează cu Duhul Sfânt, El îți mai întărește casa și familia și au fost multe, multe încercări și multe probleme. Și dacă sunt aici, e numai pentru că avem un Dumnezeu mare care a vegheat în dreptul vieții mele și a vegheat și în dreptul dumii tale. Și stau și mă gândesc de multe ori să noi cântăm Domnului. Să nu lăudăm pe El. Spune o cântare, te laud. Te laud că ai iubit sufletul meu. Dacă nu te iubea Domnul, nu era aici. Poate te rogi de multă vreme. Și dumitale, dragă mamă, sau drag tată, pentru copilul tău, pentru fiica ta, poate pentru rudenile tale. Crede că Dumnezeu e același. Dumnezeu nu s-a schimbat și mai ascultă rugăciunea fiecăruia. Și închei cu versetul care spune așa dimineața în Matei. Ferice de cei cu inima, nu-i de ajuns 99%. Nici 99%, ci 100%. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Multă lume mă întreabă, dar ce s-a întâmplat? O, săraca de-a, nu! Așa lucra Domnul. Nu-i doresc nimănui să lucrezi așa, să trebuiască să pierzi amândoi părinți ca să te pocăiești. Dar slăvit să fie Domnul, că El toate le are în vedere. Și tot timpul stăteam și mă gândeam, vorbeam cu frați, cu surori, cu tine, dar era cum e? Nu-i săracă de ea, e ferice de ea și ferice de mine și de dumitare dacă îl vom sluji pe Domnul până la capăt. Când ne vom întâlni acolo cu cei ce ne-au fost dragi și vom cânta Domnului, toți cei de aici, din Boșa, din Baia Mare, din Moisei, îl vom lăuda. Pe cel ce într-o zi s-a îndurat și de mine, eu s-a îndurat și de dumitare. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului, Doamne, dacă sunt slab, întărește-mă. Dacă nu mai am credință, mărește-mă credință. Asta sunt. Iartă-mă și pune în mine puterea aceea Duhului Tău cel Sfânt, ca să pot să înaintez în fiecare zi și cum spune Apostolul, să putem duce mântuirea acum, până la capăt. Amin. Haideți să le ocupăm locurile. Frații de la Baia Mare, vă rog pe Domnul cu o cântare, în timpul cântării. Fratele Grigore, comun, mă venim în față și toate amântăm pentru o nouă rugăciune înaintea Domnului. Stăteam și mă gândeam, acum o lună de zile, veneam de la locul meu de muncă, fac naveta, sunt 15 km de Baia Mare, unde lucrez eu, mă întorceam de la muncă, eram obosit, am adormit pe autobuz, la un moment dat mă trezește un tânăr, urma să cobor, știa că urma să cobor pentru că era din zona mea, i-am mulțumit că m-a trezit și m-am coborât liniștit, mi-am văzut de viața mea. A trecut timpul, a trecut săptămâni, lună de zile, s-a avut că tânărul acesta a avut un cumplit accident și 90% din trupul lui este zdrobit. Și mă gândeam, Doamne, eu sunt sănătos, sunt aici în dimineața aceasta, ce merit eu să mă aflu aici
nu sunt cu nimic mai bun, însă este doar harul tău, îndurarea ta. Haideți, dacă ne aflăm în locul acesta, în dimineața aceasta, să avem o inimă deschisă, să avem o inimă mulțumitoare. Poate nu avem destui bani cât am vrea noi, poate nu avem cea mai bună voce, poate nu avem cel mai bun loc de muncă. Este doar harul lui Dumnezeu că avem tot ce avem, să ne mulțumim cu tot ce avem și să fim mulțumitori și să-i spunem: te laud că ți-a iubit sufletul meu. Amin. Și poate fi banal,
ești și de plimbe cea așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de mare ești, Doamne, cât de sânt, cât de mare ești, Doamne, de mult sânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Acolo dă Dumnezeu binecuvântare și viață pentru veșnicie. Slăviți să fie Domnul! Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem în prezența Lui, așa cum am auzit de dimineață. Îi mulțumim Domnului pentru că suntem la un timp de părtășie cu El. Am avut o ocazie să-i mulțumim și eu cred în rugăciunea aceasta am putut și cu toți împreună am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi. Și am vrut Dumnezeu în continuare să ne binecuvinteze. Vrea Dumnezeu să-i mulțumim. S-a vorbit aici despre Bartimeu. Oamenii care se întâlnesc cu Domnul și se fac, n-au altceva de să-i mulțumească, n-au ce să-i da Domnului. A fost 10 leproși și Domnul Iisus și ce a făcut? I-a vindecat pe tot. Și spune acolo doar unul singur. S-a întors și a mulțumit și a plăcut Domnului. Și s-a întrebat Domnul Iisus, zice, unde sunt ceilalți? No, numai străinul acesta s-a găsit să vină să mulțumească. Domnul să ne ajute în continuare. În dimineața aceasta, dacă suntem aici, să-i mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru harul Său, pentru dragostea și pentru bunătatea Lui cea mare. Să ne îndreptăm rugăciunile. Spune salmistul în Psalmul 1, în Psalmul 50, eu dimineața, și ce facea el? Îndrepta rugăciunea spre Domnul și aștepta răspuns. Domnul să ne ajute. Să ne rugăm Domnului și să așteptăm ca El să ne răspundă. Poate durează mult, dar ne vom ruga și sunt stăruitor. Domnul să ne vină prin tine. Domnul Iisus ne învață și ne spune cum trebuie să ne rugăm și care vorbește El despre stăruința rugăciunii. Domnul să ne ajute la aceasta.
Am avut timpul, la timpul la prima rugăciune și am mulțumit Domnului, aș vrea ca rugăciunea aceasta să ne ridicăm în picioare și să dăm câteva cuvinte de cuvântul Domnului și să îndrăznim să cerem de la Dumnezeu lucruri plăcute și bune și Domnul să ne asculte dimineața aceasta, slăvit să fie El, amin. Aș vrea să ascultăm câteva versete din Matei, din capitolul 7. Spune aici, vorbește Domnul Iisus Hristos și ne îndeamnă și în dimineața aceasta vorbește despre stăruința în rugăciune. Domnul să ne ajute la aceasta, să stăruim în continuare înaintea Domnului și să așteptăm la timpul potrivit. Domnul este acela care ne răspunde, slăbit să fie Domnul. Ascultați ce spune aici Domnul Iisus Hristos. Ascultăm versetele acestea, după aceea ne plecăm pe genunchi, așa cum am spus, ne rugăm Domnului. Spune aici Domnul Iisus, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută, găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă cere fiul său pâine să-i dea o piatră? Sau dacă cere un pește să-i dea un șarpe? Deci voi, spune cea Domnul Iisus, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce le cer. Slăviți să fie Domnul, ne plecăm înaintea Domnului. Mare bună, mi-a dat Domnul cu o cântare după care este așa de bine în prezența Domnului, când Dumnezeu ne mai mângâie, ne mai sfătuiește, ne mai îndrumă, ne mai învață. Eu personal sunt așa de bucuros că sunt în locul acesta. Am fost în urmă cu o săptămână la o soră, cam de vârsta noastră, și nu vedea. Era o arvă. Și a fost așa de bucuroasă că ne-am dus acolo și am cântat și am lăudat pe Domnul și a zis că e fericită și se bucură. Așa cum o rândi Domnul în viața ei și crede că Dumnezeu iubește și pe ea. Și am stat atunci și m-am gândit, eu sunt adunare, eu văd, eu aud, să da, să nu-L aud pe Domnul. O, nu, e harul Domnului cu tine, dragul meu, frate și soră, ci trebuie să recunoști, e harul Domnului, vezi bine că altii nu sunt ca tine, n-au harul de a fi sănătoși, n-au harul de a fi în adunare, dar Domnul s-a îndurat de Dumnezeu. De asta cântă cântarea aceasta, când te-am chemat, tu ai venit. Că ești un Dumnezeu ce aude, nu ești ca ei, Domnul cel mut. Ești viu și în slavă locuiești, dar vii când strigă un sărac, la un nenorocit te apleci. De ce? Pentru că ești Dumnezeu adevărat. Slavă Lui Iisus! Te-am chemat, tu ai venit, că ești un Dumnezeu ce aude, nu ești ca idolul ce mult, să strigi la El și nu se ascunde, să strigi la El și nu se ascunde, ești ca slavă locuiești, dar vii că strigă un sărac, la un nenorocit te-a plec. Dumnezeu adevărat, ești viu și slavă locuiești, dar vii când strigă un sărac, la unei morocii te-a pleci, ești Dumnezeu ce omul îngânfat, cel ce se vizuie pe sine, și tu iubește cel smerit, tu haritor cu tine bine, tu haritor cu tine bine, ești viu și slavă, ești viu și slavă locuiești, dar din când strigă un sărac, la un nenorocit a crezi. Dumnezeu adevărat,
cerul și slavă locuiești, dar vin că strigă un sărac, la unde dor și te-a pleci, ești Dumnezeu adevărat. Aceia-ți voi mări puterea, din groapă tu m-ai ridicat. Credeam că-l morți eu voi fi, dar Doamne, Tu nu m-ai lăsat. Dar Doamne, Tu nu m-ai lăsat. Ești viu și slavă locuiești, dar mi-i strigă un sărat. La unde dor și te-a plec. Ești Dumnezeu adevărat, ești fiu și slavă locuiești, dar vin când strigă un sărat, la unul în orice te-a plec. Ești Dumnezeu adevărat, ești fiu și slavă, ești fiu și slavă locuiești, dar vin când strigă un sărat. Evanghelia după Matei, capitolul 15, la versetul 21, avem prezentat cazul unei femei cananită care era vindecare din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva versete. Matei 15:21. În jos. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăinuitor: Dă-i drumul că strigă după noi. De răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi. De răspuns, el a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea. Dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Amin. Am vrea să stăruim și să mai venim în această dimineață înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Am citit pasajul acesta pentru că s-a citit la rugăciunea anterioară despre stăruința în rugăciune și m-am gândit că cel mai bine, în mod practic, ilustrată această cererea Domnului Iisus Hristos de a stărui în rugăciune se află în această situație în care se află femeia cananită. Domnul Iisus Hristos spunea: cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Și cazul acesta, femeia aceasta, face exact lucrul acesta. Nu știu dacă a auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dar eu cred că chiar dacă nu le-a auzit, atunci când necazurile sunt mari, atunci când greutățile întrec posibilitățile noastre de rezolvare. Omul are tendința să ceară, să caute, să bată și să nu se lasă, slăvit să fie Domnul. Poate de multe ori noi ne rugăm mai puțin pentru că nu mai avem motive. Pentru că sunt atât de multe lucruri care ni le-am rezolvat sau ni le-a rezolvat Dumnezeu. Sau probabil că chiar și atunci când avem lucruri nerezolvate, de foarte multe ori avem posibilități să ni le rezolvăm noi. Nu mai cerem atât de mult, nu mai căutăm atât de mult, nu mai batem atât de mult, pentru că până la urmă nu avem motivație. La Domnul Iisus Hristos a venit această femeie care nu era nici măcar din poporul lui Israel, era o străină. O femeie care și-a dat seama că nu mai are unde să meargă, nu mai are posibilitate de a rezolva problema, singura rezolvare era Iisus. În această dimineață nu știu dacă ai cazuri, ai cereri, ai lucruri care vrei să le aduci înaintea Domnului. Dacă
mai ai unde să mergi cu ele, în mod sigur o să te rogi puțin și o să zici nicio problemă, ne ridicăm, plecăm și dacă nu se rezolvă, o rezolvă în altă parte. Dar dacă sunt aici oameni care nu mai au unde să meargă, să știți că la Iisus există rezolvare, slăbit să fie Domnul. Mai ales atunci când în prezența lui Iisus venim așa cum a venit această femeie. Nu-i ușor să vii la Domnul Iisus. Și ce interesant aici este faptul că ea rugându-se, cerând ajutor, cerând milă din partea lui Iisus Hristos, spune Sfânta Scriptură că El, adică Iisus, nu i-a răspuns niciun cuvânt. Nu-i ușor. Nu-i ușor să te rogi astăzi, nu-i ușor să postezi astăzi, să postești astăzi, să postești mâine, să te rogi și săptămâna viitoare și să nu primești niciun răspuns. Nu-i ușor. Dar femeia aceasta, nu a plecat și a zis nicio problemă, o rezolvăm în altă parte. O continuat să stăruiască, o continuat să se roage. Și Sfânta Scriptură mărturisește și spune că în momentul în care Hristos a vorbit, cuvintele Domnului Iisus Hristos n-au adus rezolvare. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care a spus, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Nu știu cum ne-am simțit noi. Dacă merge la cineva să ne ajute și a spune, știi ce, eu am venit în lumea aceasta, eu vreau să ajut, dar eu nu ajut străini. Tu ești un străin. Eu nu am venit pentru tine. Eu am venit pentru cei ce sunt ai casei. Încă o dată spun, dacă n-am lăsat mândria jos, dacă am mai găsit rezolvare și în altă parte, probabil că n-am mai continuat să stăruim. Dar femeia asta nu a avut unde să se ducă. Femeia asta era destul de smerită din necazurile ei. Și ea continuă să stea în prezența Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă pentru a treia oară Domnul este Cel care oarecum nu îi rezolvă problema, Domnul îi spune, nu este bine, Domnul îi spune, nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței, spunându-i că nu-i bine. Că n-ar fi normal ca ceea ce i-a dat ca binecuvântare pentru Israel să-i se dea ei. Totuși, femeia aceasta a continuat să creadă și să stăruiască și ea a răspuns și a zis, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad la masa stăpânilor lor. Și-a arătat credința prin asta. Și stăruind înaintea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus e interesant, uitând, uitați-vă în Scriptură, că în două momente laudă credința, laudă credința sutașului și în cazul acesta laudă credința acestei femei. Ce interesant este că în ambele cazuri, cei care sunt lăudați pentru credința lor nu sunt din poporul lui Israel. Astăzi, probabil, suntem ca și confesiuni religioase oarecum despărțiți sau diferiți. Probabil unii ne credem mai credincioși sau mai apropiați de Dumnezeu și alții mai puțin. Până la urmă, eu cred că ceea ce face și ar trebui să facă diferența ar fi credința, slăvit să fie Domnul. Indiferent ce formă de religie adoptăm, e important să venim înaintea Domnului cu credință. Și să nu uităm că Domnul Iisus Hristos a apreciat ori de câte ori oamenii au venit și s-au rugat cu credință, slăvit să fie Domnul. Credință înseamnă să mă rog acum, să mă rog și mâine, să mă rog și săptămâna viitoare, să mă rog și anul viitor și chiar atunci când ușile mi se închid, chiar atunci când ți se pare că Dumnezeu nu îți răspunde, să continui să-L chem pe Domnul, slăvit să fie El. Pentru că va veni și vine și ziua în care Dumnezeu va privi spre tine, va aprecia credința și în mod sigur va avea un răspuns pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus Hristos îi spune acestei femei, o femeie mare este credința ta. Facă-ți-se după cum voiești, slăvit să fie Domnul. Și spune Scriptura, fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Am vrea să ne rugăm în această ultimă rugăciune. Și am vrea să stăruim și să venim înaintea lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să lucreze în cazurile de boală, în cazurile de neputință, în cazurile de suferință sau necaz pe care probabil fiecare dintre noi le avem. Nu știu care sunt dorințele dumneavoastră. În mod sigur, fiecare le știe în dreptul lor, în dreptul lui. Probabil că te-ai mai rugat sau probabil că nu te mai rogi. Dacă ai încetat să te rogi, te-aș îndemna să continui, să crezi și să vii înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă pare că nu există rezolvare, chiar dacă n-ai primit încă un răspuns, haideți să stăruim, haideți să continuăm să ne rugăm, nădăjduind și crezând că Iisus Hristos este Cel care vede, slăvit să fie Domnul. Ne vom ruga pentru cei bolnavi, ne vom ruga pentru cei din casa noastră, pentru problemele și suferințele noastre. Vrem să o facem stăruind acum și nu numai. Continuând după momentul în care vom pleca de aici să ne rugăm, să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Și eu cred că dacă vom face cu credință, va veni și ziua în care Hristos se va îndrepta spre noi și va spune, o, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Dumnezeu să lucreze în felul acesta. Am vrea să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm cu toții Domnului și în urmă, după ce noi toți încheiem rugăciunea, fratele Toate Daci va continua să se roage în numele Domnului Iisus. Amin. În picioare și cu ajutorul Dumnezeu vrem să încheiem acest timp de rugăciune din această dimineață.
cu toți împreună rostind rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în astricare, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frații de la Roșa vor ruga pe Domnul Cuvântare, în timpul cuvântare se va face colecta duminicală, după care vom continua. Oh,
cântări, în urmă familia Hol l-a lăudat pe Domnul, un grupaj de cântări, că Dumnezeu le va pune pe inimă, după care vom continua. Amin. Tu ești neprihănirea, Tu ești iubirea, iar tale buze e un râu de har. Tu locuiești sus în strălucire, Tu ești cel mai scump mărgăritar. Iisus să ne fie cel mai scump mărgăritar, comoara care o căutăm în viața aceasta. Ne sfatem în viața aceasta, în stânga, în dreapta, să câștigăm, să ne construim. Nu sunt lucruri rele, dar în toate lucrurile care le facem, să ne rugăm ca Dumnezeu să-și lase binecuvântarea, pentru că acolo unde este binecuvântarea, unde Dumnezeu binecuvântează, rămâne binecuvântat pentru vecie.
Ești ușurare în ceasul greu, în strâmbtorare, ești tu desfătare, în veșnicie, în veșnicie, tu doar ești Dumnezeu. Ești sprijin tare, în încercare, ești ușurare în ceasul greu. Și când ți-o fă greu, dau o lângă tine și o fă lângă mine și lângă fiecare și când mi-a fost bine, că e Dumnezeu care ne poartă de grijă. Vrem ca El să ne modeleze în continuare, să ne pregătească pentru ziua în care va veni. Și cred căci cu toții din locul acesta vrem să ajungem acolo sus, dar până atunci să spunem cum a spus Cel care a scris această cântare inspirată de Duhul Sfânt. Fă din mine ființa care mai vrea să fie Dumnezeul meu cel viu și frământă-mă cum vrei, numai la cer să mă iei, numai la cer să mă iei. O, Doamne, ajută-ne să te slujim până la capăt, până ce Tu vei veni și ne vei lua acolo sus. Amin. Dumnezeu meu cel vin,
renunțăm pătrâi, nu mai la ce să vă iei, nu mai la ce să vă iei. Că din mine ființa care mai vrea să fii, Dumnezeu meu cel vin. Și frământăm pătrâi, nu mai la ce să vă iei, nu mai la ce să mă iei. Să veniți la casa Domnului. Următoarea cântare spune la refren: Fii gata întotdeauna, candela să-ți fie plină de lumină, haina să-ți fie curată și spălată și să n-aibă nicio pată niciodată. Candela să-ți ardă într-una întotdeauna până vei primi cununa. Amin. Vă mulțumim.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Să-L binecuvânteze la aceasta, să-L binecuvânteze pe El în vestire și Dumnezeu să ne dea și nouă o inimă deschisă, curată, pentru a putea să primim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să lucreze El. Amin. Dragii mei, mă invit respectuos să stăm ridicați ca să citim cuvântul Domnului. Așa cum îl găsim scris de altfel în Epistola lui Pavel către Efeseni, de la capitolul 1, și începând cu versetul 17, aș vrea să citim câteva versete. Mai exact 7 versete. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, dați-mi voie în dimineața aceasta să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră, să vă spun că mă bucur să vă revăd, să pot să fiu împreună cu voi. Îmi dau seama că suntem din mai multe părți. Unii dintre dumneavoastră mă cunosc, ne-am văzut și în alte ocazii. Mă bucur să fiu și la Borșa în mod deosebit, frați, surori, invitați, doamne și domn, frații slujitori de aici, fratele Marcel. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. În continuare, cu harul Său, cu prezența Lui binecuvântată. În ziua de astăzi, așa cum ați putut să vedeți, am citit un cuvânt al lui Dumnezeu. Un cuvânt, practic, în care putem să vedem pe Apostolul Pavel exprimându-și o vie dorință pe care el o are. Și această dorință, vie foarte puternică, el o exprimă nu numai înaintea credincioșilor din Efes, pentru că despre ei vorbim, el o exprimă și în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Atâta de puternică este această dorință mistuitoare a sufletului său. Și așa am și citit, vedeți? El e cel care spune, mă rog,
ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavii, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire. Amen. În cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfânt. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. După lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel își dorea ca cei din Efes să aibă o cunoaștere lăuntrică. Ochii inimii. Un duh de descoperire. Un duh de înțelepciune și pricepere. Adică, cumva, în interiorul lor, să se întâmple ceva dumnezeiesc. Asta era dorința lui. Să se întâmple un lucru dumnezeiesc. Și ei, prin această descoperire a lui Dumnezeu, prin această iluminare a lui Dumnezeu, în primul rând să-L cunoască pe Dumnezeu, în cunoașterea Lui, și știți ce mai spune El? Din preună cu El, cunoașterea lui Dumnezeu, să cunoască și puterea lui Dumnezeu. Asta era dorința lui, foarte puternică în dreptul acestor oameni din Efes. Și această dorință, repet, o aducea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Un duh de înțelepciune, descoperire, ca voi să pricepeți, datorită ochilor inimii luminați, care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Să înțelegeți, să cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Vedeți, dacă ne uităm în perioada aceasta între învierea Domnului Hristos și înălțarea Domnului la cer, așa? Noi încă n-am avut acest eveniment, n-am comemorat, n-am sărbătorit lucrul acesta. Suntem oarecum în perioada aceasta, uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat în aceste 40 de zile de la înviere la înălțarea Domnului Hristos, putem să-i vedem la un moment dat pe ucenicii Domnului interesați, mă rog, de ceea ce ei socoteau prioritar. De ceea ce ei socoteau ca important pentru viața lor, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și chiar la un moment dat, putem să-i vedem, apropiindu-se de Domnul Hristos și adresându-i o întrebare. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și surprinzător răspunsul Domnului. Atunci când ne uităm la ceea ce El spune, putem să vedem că El este Cel care arată un cu totul alt lucru ca prioritate. Și nu ceea ce ei considerau ca prioritate, nu ceea ce ei socoteau ca important, ci Domnul spune cu totul altul este lucrul important. Citez, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos arată lucru cu adevărat important pentru ei. Lucru cu adevărat prioritar pentru viața lor. Și nimic altceva, vedeți, nici în gândirea Domnului Hristos, în învățătura pe care o dă ucenicilor săi, Pavel Aidoma cu Domnul Sinte, nu îndreaptă privirile ucenicilor săi decât spre această putere a lui Dumnezeu. Într-adevăr, vedeți, în situația de față, vorbim de oameni
credincioși, vorbim de oameni care urmează pe Domnul, ucenicii Domnului Hristos sunt credincioși, cei din Efes sunt credincioși, dar vedeți, atunci când vorbim de puterea lui Dumnezeu, putem să vedem oameni care, eu știu, experiența lor, trăirea lor, felul lor de a fi, a fost unul departe de fața lui Dumnezeu. Și totuși, uitându-ne în Scriptură, uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat, putem să-i vedem și pe ei, la un moment dat, experimentând ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Bună oară, uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 9, atunci când citim aici despre un om cu numele de Simon, care zicea că e un om însemnat datorită vrăjitoriilor. Vrăjitoriilor pe care le făcea și prin care punea în uimire la propriu poporul Samariei. Lucrul acesta s-a întâmplat până în ziua în care, vedeți, chiar la un moment dat, oamenii uitându-se la ceea ce el făcea, uitându-se la practicile lui, uitându-se la vrăjitoriile lui, oamenii erau cei care spuneau despre el, nu? Sau despre manifestarea acelei puteri, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Până într-o anumită zi, în această cetate, a venit un om al lui Dumnezeu, un evanghelist, numele lui Filip. Și omul acesta a intrat în cetatea aceasta, a vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, a vestit numele lui Iisus Hristos și în momentul când Filip are această lucrare aici în Samaria, se vede cu adevărat cine are putere. Pentru că ni se spune că din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate, scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Și mulți au cerut să fie botezați. Până și Simon, care vrăjea, care punea în uimire poporul Samariei, și el a cerut să fie botezat. Pentru că și-a dat seama că stă în fața unei puteri mai mare decât puterea pe care el o experimentase. Decât puterea pe care el o întâlnise. Până la urmă, credincioși și necredincioși, dragii mei, stăm în fața unei nevoi. Stăm în fața unui lucru deosebit pentru viața fiecăruia dintre noi. Cu siguranță că lucrul acesta nu ne va face rău. Cu siguranță că lucrul acesta, eu știu, nu va aduce pierderi vieților noastre. Din contră, puterea lui Dumnezeu în viața noastră va aduce foarte, foarte mult bine, edificare, viață, mântuire, salvare. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu pentru aceasta. Și atunci când ne uităm, dragii mei, la această dorință Apostolului Pavel pentru cei din Efes, mă gândesc că e una validă și pentru noi astăzi. Dacă Pavel, în ceea ce el a scris credincioșilor din Efes, și le spune în mod clar, atâta de mult îmi doresc să experimentați lucrul acesta, încât mă rog Dumnezeu să vă dea acea pricepere, acea descoperire, acea iluminare, mă gândesc că și noi astăzi aici, în Borșa fiind, din diferite localități, Baia Mare, Sighetul Marmației, Moisei, nu știu de unde o mai fi, în fața noastră stă aceeași nevoie. Experimentarea, cunoașterea puterii lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Și mă rog în această dimineață, măriți să fie numele Domnului, ca Domnul să lucreze. Glorie Domnului! Ca Domnul să lucreze în dreptul inimii fiecăruia dintre noi și noi să fim oamenii aceia care ne bucurăm datorită iluminării lăuntrice, datorită priceperii interioare primite de la Dumnezeu, care să înțelegem ce înseamnă puterea lui Dumnezeu manifestată în viața noastră. Dragii mei, în cele ce urmează, aș vrea în mod deosebit să vedem ce se întâmplă atunci când un om întâlnește puterea lui Dumnezeu. Care sunt consecințele imediate, reacțiile,
omului care cunoaște puterea lui Dumnezeu, despre care Pavel spunea, mă rog ca voi să o cunoașteți. Vedeți, cred că răspunsul la această întrebare îl vedem în acest, îl avem în această epistolă către Efeseni. Când Pavel vine înaintea lor spunând dorința lui exprimată înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, socotez, dragii mei, că această dorință lui în capitolele imediat următoare, bună oară, capitolul 2 și capitolul 3, tocmai dorința lui, tocmai puterea lui Dumnezeu cunoscută de un om, este văzută și arătată în felul în care se manifestă atunci când un om o întâlnește. Vedeți, atunci când Pavel scria această epistolă către Efeseni, nu erau capitole, nu erau versete. Practic, această epistolă către Efeseni este o scrisoare pe care el o adresează acestor credincioși din Efes. Când mă uit în încheierea capitolului 3, mi s-ar părea mie că o dorință, o idee pe care el o dezvoltă, cunoașterea puterii lui Dumnezeu, doar în sfârșitul și finalul capitolului 3, el își încheie această idee. De ce spun aceasta? Uitați ce spune el în versetul 20, penultimul verset din capitolul 3. El a început spunând, mă rog să cunoașteți puterea. Și uite cum încheie. Iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi, a început cu puterea, și se pare că aici își încheie ideea. Iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor, și vedeți ce zice El? Amin. Adică, atunci când încercăm să vedem ce se întâmplă în viața omului care întâlnește și cunoaște puterea lui Dumnezeu, răspunsul, cu siguranță, putem să-l găsim în aceste două capitole care... eu știu, urmează imediat după rugăciunea lui Pavel. Și, dragii mei, aș vrea să plecăm la drum. Și dinpreună să ne uităm la consecințele imediate care survin în viața omului care îl cunosc pe Dumnezeu și oarecum să ne și cercetăm. Oarecum să ne și analizăm viața. Și să vedem, cu siguranță că vom putea cunoaște la sfârșit, uitându-ne în profunzime asupra Cuvântului Dumnezeu, suntem noi oamenii aceia care cunoaștem puterea lui Dumnezeu? Sau avea o nevoie imediată, urgentă? Ca ceva în formul nostru interior, a vieții noastre lăuntrice să se întâmple, pentru ca noi să ne bucurăm de cunoașterea puterii lui Dumnezeu și în felul acesta viața noastră să fie salvată, viața noastră să fie așezată sub protecția lui Dumnezeu, viața noastră să fie sub amprenta mântuirii lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Dragii mei, atunci când mă uit, vedeți, la omul care cunoaște puterea lui Dumnezeu, îl văd omul acela care își schimbă totalmente trăirea. Este primul lucru care vreau să-l spun. Niciodată un om nu-și va schimba trăirea. Nu-și va schimba, eu știu, existența, felul lui de a fi. Dacă mai întâi și dacă mai prealabil n-a cunoscut puterea lui Dumnezeu. Citesc. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiile ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară. Când trăiam în poftele firii noastre pământești. Când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos.
El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Atunci când un om întâlnește puterea lui Dumnezeu, vedeți, practic un om își desfășoară existența, trăirea lui, am putea să spunem în zona aceasta tridimensională, înainte de a cunoaște a patra dimensiune, dimensiunea puterii lui Dumnezeu. Uitându-le la ceea ce Pavel descrie aici, am putea să vedem pe omul acela că trăiește după mersul lumii. Ce zic colegii de muncă? Ce zic vecinii, strada în care locuiesc? Ce zic neamurile? Așa trăiesc și eu. Sau un om, înainte să cunoască puterea lui Dumnezeu, trăiește în poftele firii lui. Face voile firii lui. Gândurile lui, care s-ar putea să fie gânduri ale mâniei. Asta îmi vine, asta simt, ăsta-i primul imbol, ăsta-i primul gând, acționez ca atare. Sau vedeți, a treia dimensiune pe care Pavel o arată, e aceea când un om poate să trăiască după domnul puterii văzduhului. Adică după cel rău. Adică după imboldurile și simțămintele și trăirile pe care la un moment dat diavolul poate să-i le dea unui om. Să-i spună să meargă să fure, să meargă să curvească, să trebuiască să înjure când eu știu ceva îi se întâmplă. Un imbold lăuntric. Și în afara conștientizării unei alte dimensiuni, în afara conștientizării unei alte puteri, omul va fi cel care va trăi într-o astfel de zonă. Viața lui se va desfășura între coordonatele acestea, tridimensionale. Dar coordonatele acestea, vedeți, ceea ce aduce în viața omului nimic altceva decât moarte. Pentru că trăind în felul acela, omul moare față de Dumnezeu. Uită că există un Dumnezeu. Habar n-are pe dinăuntru cum simte Dumnezeu. Habar n-are pe dinăuntru în inima lui ca experiență cum gândește Dumnezeu. Și de foarte multe ori, omul e în situația aceea în care se pare, dacă eu sunt mânios, sigur și Dumnezeu e mânios. Dacă eu s-am amărât și supărat, sigur și Dumnezeu e așa. La un moment dat, uitându-ne în psalm, Dumnezeu e cel care reproșează, vedeți, și nu unor necredincioși. Uitându-ne în psalmul 50, putem să-L vedem pe Dumnezeu reproșând unor oameni credincioși. Uite ce le reproșează. Dumnezeu în psalmul 50, versetul 21. Iată ce ai făcut. Pentru că la un moment dat îi pune câteva lucruri sub ochi. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Ți-ai închipuit că eu, Dumnezeu, sunt ca tine. Dar eu nu sunt ca tine. Eu nu sunt deloc ca tine. Și tocmai conștientizarea puterii lui Dumnezeu în viața noastră, dragii mei, puterea lui Dumnezeu e cea care, eu știu, ne duce la a patra dimensiune. Trăirea după Dumnezeu. Trăirea dinpreună cu Dumnezeu. Trăirea, aleluia, slăvit să fie Domnul. Trăirea potrivit puterii lui Dumnezeu, pe care inima mea o experimentează, pe care Duhul meu o înțelege, o trăiește, o iubește și se bucură într-un mod deosebit. Vedeți dumneavoastră, chiar în contextul acestei epistole către Efeseni, uitându-ne locul din care Pavel își scrie această epistolă, știți unde unde se află el când își scrie epistola aceasta? În închisoare. Uitați-vă, Efeseni capitolul 3, versetul 1, ce spune Pavel. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos, pentru voi neamurilor. Și dacă ne uităm în versetul 13 din capitolul 3, uite ce spun. Situația lui era una tragică. Situația lui era cel puțin una, eu știu, din punct de vedere omenesc, uitându-te la ea, a deznădejdii, a durerii, a disperării. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi.
Aceasta este slava voastră. Vedeți? Situația în care Pavel scrie epistola aceasta e una în care el foarte bine putea să-și plângă de milă. A ajuns în închisoare. Într-o situație atât de deznădăjduită încât credincioșii din Efes sunt gata să-și piardă sufletul, cumpătul. Adică să-și piardă firea. Doamne, de ce se întâmplă asta? Să intre în deznădejde, să intre în descurajare. Dar Pavel departe de a fi descurajat. Pavel departe de a avea astfel de sentimente. Datorită puterii lui Dumnezeu pe care el o experimentează, pe care el o întâlnește, pe care el o trăiește, de care el se bucură. El e cel care spune, el Hristos ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Adică eu nu sunt în temniță, eu nu sunt în nenorocire, eu nu sunt într-o situație lamentabilă încât să-mi plâng de milă. Nu. Noi suntem în locurile cerești, așezați în Hristos Iisus. Vedeți, nu ne uităm la ceea ce ni se întâmplă. Mă întreb în ziua de astăzi câți dintre noi, în adunarea la care participăm, suntem supărați. Triști. Și am venit de acasă triști. Câți dintre noi, în ciuda faptului că s-a cântat și Duhul Dumnezeu a încercat să ne miște inimile și pe mulți dintre noi ne-a sensibilizat Duhul Sfânt, mărire Lui, aducând viață, aducând binecuvântare. N-am simțit nimic. Suntem în trăirea noastră. Suntem în durerea noastră. Suntem în amărăciunea noastră. Câteodată amărăciunea și supărarea care marchează inimile noastre, vedeți, câteodată suntem în situația aceea de a face noi înșine mari greșeli. Câteodată, vedeți, atunci când amărăciunea, supărarea, tristețea care vine în ființa noastră, e una agresivă, e una răzbunătoare, e una violentă, de foarte multe ori suntem atenți cu ea, să o temperăm, să o liniștim, să ne dezicem de ea și să o scoatem afară din viața noastră. Dacă e agresivă, violentă, știm, Dumnezeu nu-i place. Dar dacă e o supărare nostalgică? N-am cu nimeni nimic. Nu sunt agresiv, nu vreau să lovesc pe nimeni. Nu răspund nimănui după felul în care am fost lovit. Dar uite, sunt nostalgic. Supărat și eu. Câți dintre noi ne dăm seama cu astfel de trăire nu-i din conștientizarea puterii lui Dumnezeu, ci e o roadă a pământului, e o roadă a firii. Câți dintre noi? Una din cele mai frumoase adunări pe care eu o iubesc și la care țin foarte mult e acea seară de joi, cum îi spune Joia Mare, când bisericile noastre se adună undeva, eu știu, după ora 18 și comemorează moartea Domnului, participă la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Și joia aceasta am așteptat-o, care a trecut, nu de mult, înainte de sărbătoarea Învierii Domnului, cu mult drag am așteptat-o. Am stat acasă, n-am avut de lucru, m-am închinat, m-am rugat. A fost bine. A fost minunat. Zic, Doamne, ce frumos. Zic, acum mă duc și la cina Domnului, se încununează, va fi perfect. Dar intrând în adunare, n-a trecut 30 de minute și eram înfășurat din toate părțile. Tot binele cu care am venit, nu-l mai aveam. Din toate părțile simțeam neguri, întuneric. Strigam într-una. În seara aceea surgeam, vreau să scot adunarea un pic la izvoare, de apă vie, la puțină credință, îndurare, har, Dumnezeu, n-am putut face nimic. Nimic n-am putut face. Strigam cât puteam eu în inima mea, nimic. Și m-am dus acasă disperat. Foarte întristat. Foarte supărat m-am dus acasă. Atâta de supărat am fost că i-am cerut unui om al Dumnezeu care are înștiințări din partea lui Dumnezeu să facă o rugăciune imediat pentru mine. Și s-a rugat.
Dar știți ce s-a întâmplat în adunarea aceea? Că mai apoi am aflat. Înainte să ajung a fost mare ceartă. Termostatul de a pune căldură. Era la 90, un frate l-a dat la 80, un mers altul l-a dat la 90. Ce-ți trebuie? Cum îi? Nu a mai fost cină, nu a mai fost cântare, nu a mai fost gata. Scandal! Habar n-am avut o demodată. De acolo am intrat eu. Și locul în care am intrat deja nu aparținea luminii. Nu aparținea puterii lui Dumnezeu. Se pare că era o altă putere la lucru. Și așa cum vă spuneam, supărat fiind, neștiind ce se întâmplă, Doamne, ce-i cu mine? Am dat unui om la Dumnezeu să se roage. Și când m-a sunat, nu i-am spus eu nimic. Păi dacă e de la Dumnezeu, știe Dumnezeu toate. Un fir de păr, din cap nu cade fără știrea. Mința și încercarea, dar zice, am mai văzut ceva. Și asta în dreptul tău. O grămadă de cartofi. Și cartofii bagă de seamă că sunt roada pământului. Nu sunt roada cerului. Adică tu în momentele acestea rodești din pământ. Întristare, supărare, îngrijorare și era una nostalgică. N-aveam de gând să fac rău nimănui. N-aveam de gând, eu știu, să mă cer cu nimeni pentru ceea ce s-a întâmplat. Nici nu trecea prin cap. Era una nostalgică. Și totuși Dumnezeu a zis, asta e roada pământului. Roada cărui. Și mă uit la Apostolul Pavel întemnițat. Mă uit la Apostolul Pavel în situația aceea în care creștinii din Efes se lamentează. Aproape să-și piardă cumpătul și el, cel care cunoaște cealaltă dimensiune. Dimensiunea puterii lui Dumnezeu. Dimensiunea puterii vieții lui Dumnezeu. El e cel care spune, el, Dumnezeu, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Amin. În Hristos Iisus. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Vedeți dumneavoastră cum operează puterea lui Dumnezeu în viața noastră? Puterea lui Dumnezeu e de așa natură în viața noastră, încât în ciuda unui lucru care ni se întâmplă, în ciuda unui eveniment care marchează viața noastră, care, eu știu, vine cu mare violență și agresiune peste noi, suntem oamenii aceia care cunoaștem dimensiunea lui Dumnezeu. Dimensiunea puterii lui Dumnezeu. Dimensiunea credinței, a încrederii și a încurării noastre în Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele în veci de veci. Nu ne mirăm atunci când Pavel se ruga pentru cei din Efes. Mă rog ca voi să fiți cei care veți ajunge să înțelegeți nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. Dragii mei, vedeți, multe exemple ar putea să fie și față de, și vis-a-vis de supărarea aceasta. Știu că la un moment dat chiar am găsit un psalm, psalmul 142. Psalmul 142, mi se spune încă din titlul psalmului că e o rugăciune făcută când David era în peșteră. Se ascundea de Saul, socrul lui, care vrea să-l omoare pe propriul lui gine. Saul a intrat să se odihnească exact în peștera în care se ascundea David. Știi ce îl sfătuiau oamenii lui David? Dumnezeu ți-l dă pe mână. O singură lovitură de suliță și s-a încheiat cu vrăjmașul tău de moarte. Erau războinici. Erau oameni care se îndelniceau cu războiul. O singură lovitură și se termina cu Saul. Și David, e cel care nu răspunde unei astfel de provocări. Și cel care spune nici de cum nu o să-mi pun mâna pe unsul Domnului. Dar se pare, vedeți, cu o întristare tot avut în viața lui. Chiar dacă nu e una agresivă. Pentru că uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat în cartea 1 Samuel, putem să-l vedem la un moment dat pe Saul spunând, când strigă după el David, strigă, erai în mâna mea, ți-am tăiat colțul hainei tale. Dintr-o lovitură erai prăpădit. Și când Saul înțelege
că cel care îl cheamă pe nume și l-a avut în mână, e David. El e cel care începe să plângă. Și plânge în hohote. Și știi ce a spus el? Lui David, tu ești mai bun decât mine. Căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu ești cu mult mai bun decât mine. Dar totuși, vedeți, atunci când ne uităm în Psalmul 142, putem să vedem pe David strigând către Dumnezeu. În peșteră, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul. Ia minte la strigătele mele, versetul 6, că-s nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt mai tare decât mine. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Uite experiența vieții lui. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Dar știi ce e frumos? Vedeți, se pare că omul acesta a înțeles lucrurile care vin de la Dumnezeu. În versetul 2, el e cel care spune: învăț necazul înaintea lui. Și îmi povestesc strântorarea înaintea lui. Cu alte cuvinte, vărs din inima mea necazul acesta. Mărire Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Numai puterea lui Dumnezeu poate lucra în noi. Dragii mei, vedeți, atunci când mă uit la Domnul Iisus, e ultimul exemplu care îl dau aici, și mă uit la experiența pe care o are, și vedeți, de foarte multe ori, fiecare dintre noi a experimentat aceasta, de foarte multe ori, jignirea, umilirea, dacă vreți, doare mai mult, umilința doare mai mult, eu știu, decât o agresiune fizică. Și de câte ori n-am fost noi, cei care am auzit oameni spunând, mai bine îmi dădea două palme decât să-mi spună ceea ce mi-a spus. Și atunci când ne uităm la patimele Domnului Hristos, atunci când ne uităm la ceea ce i s-a întâmplat lui, dinpreună cu abuzul extraordinar la care i-a supus, cruzimea, violența, dincolo de limite, putem să vedem în viața lui foarte multă umilință. Om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că nici măcar nu-l băgam în seamă. Vedeți, la un moment dat, uitându-ne în Evanghelia după Matei, spune așa, în capitolul 27, versetul 29, au împletit-o cu lună de spin pe care i-au pus-o pe cap. I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Îngenuncheau înaintea lui și își băteau joc zicând: plecăciune împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui. Și luau trestia și îl băteau în cap. M-am uitat la trestia asta, eu cred că cel puțin o lăsam din mână. În bajocuri au pus-o în mână ca un șceptru de rege. Că l-au și îmbrăcat în felul ăsta. Să semene cu un rege. Eu cred că o lăsam din mână, cel puțin o țin. De câte ori văd copii care reacționează la o anumită umilință. Dar Iisus e cel care îl ține. În ciuda umilinței care se face, Iisus e cel care o ține. Din mâna lui au trebuit să o ia mai apoi și să-l bată în cap. Și dacă s-ar fi încheiat totul aici, dar ajunge pe cruce. Și uitându-ne mai apoi, versetele 39-40, mai multă batjocură. Noroadele, ostașii, fruntașii, amândoi tâlharii își băteau joc în gura mare. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te jos de pe cruce și vom crede în tine. Doamne, câtă umilință! Mai apoi unul din tâlhar, pentru că ceva l-a șocat, pentru că ceva l-a uimit, își dă seama că cel răstignit dinpreună cu ei, tâlharii, are o atitudine ieșită din comun. În loc să spună și el câteva cuvinte de judecată, de acuzare, îl aude cu urechile lui mijlocind: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și opțiunea lui, atitudinea lui se schimbă. Și din acel acuzator și batjocuritor
devine omul acela conștient că are nevoie să fie pomenit în împărăția lui Dumnezeu. Aleluia. Și vine despre el, cel care l-a batjocorit mai întâi. Și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Amin. Și n-a trecut mult. Și dureroasă a fost ofensa. Și sunt fantastice cuvintele lui Iisus. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mă rog în dimineața aceasta Dumnezeu să ne facă parte de ea fiecăruia dintre noi. Binecuvântat să fie Domnul. Trăirea noastră se schimbă. Trăim după Dumnezeu. S-ar putea întâmpla atunci când cunoști puterea lui Dumnezeu. S-ar putea, și nu că s-ar putea întâmpla, chiar se întâmplă, să fie ofensat, să fie ridiculizat, să fie lipsit, să fie înjosit. Și puterea lui Dumnezeu din tine să-ți comunice alt mesaj. O, Doamne, Doamne Dumnezeule, numai atâta să fie. Doamne Dumnezeule, numai atâta să fie, fără să mai vezi veșnicia și eternitatea. Dar câtă bucurie, câtă satisfacție, câtă liniște, încredere în mine e o putere. E puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, când mă uit la puterea aceasta lui Dumnezeu, o mai văd aducând o consecință imediat în viața noastră. Și vreau să vă aduc în atenție. Puterea lui Dumnezeu, conștientizată și întâlnită de fiecare dintre noi, ne capacitează și ne abilitează să trecem peste cele mai puternice vrăjmășii întâlnite de noi. N-ai putea trece peste vrăjmășiile acelea dacă n-ai fi întâlnit mai întâi puterea lui Dumnezeu. Ai sta în fața lor neputincios și incapabil de a face un gest, de a face un semn, de a, iniția o apropiere de omul respectiv, de grupul respectiv, de familia respectivă. Ai fi, să zic așa, neputincios într-o astfel de acțiune. Dar atunci când omul întâlnește puterea lui Dumnezeu, datorită faptului că a întâlnit puterea lui Dumnezeu, omul acela se poate apropia de cel mai de temut vrăjmaș al lui. Acum, vrăjmaș de temut, mă gândesc totuși că nu avem chiar de temut să ne... Că n-am făcut noi chiar așa multe rele și nici așa mult bine, să spun așa, să ne vâneze. Cu toate că se poate întâmpla cineva să aibă de temut. Dar vrăjmaș, mă gândesc că toți mai identificăm pe aici pe acolo. Unul la locul de muncă, măi, cu ăsta, sau poate propria familie, câteodată se întâmplă și în adunare. Așa că identificăm cât de greu e să te apropii. Cum să mă apropii, măi? De câte ori am încercat, lucrurile numai turnură invers au luat. Și, dragii mei, totuși, dați-mi voie să vă spun. Vedeți? Uitându-mă în această epistolă pe care Pavel o scrie și în care spune dorința lui pe care o are, că ei să cunoască puterea lui Dumnezeu, el e cel care spune că în Hristos și datorită mandatului pe care Dumnezeu le-a dat prin puterea lui, iarăși vorbim de putere, uite ce spune, versetul 7 din capitolul 3, al cărui slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui. Știi la ce slujire îl cheamă Dumnezeu pe Pavel? Să împace două categorii de oameni absolut de neîmpăcat până atunci. Iudeii, evreii și neamurile. Se uitau iudeii la neamuri și știi ce ziceau? Citesc. Știți cum îi numeau? Netăiați împrejur. Când zicea netăiat împrejur, anatema. Vă aduceți aminte ce a zis David când s-a dus în fața lui Goliat? Cine e acest netăiat împrejur? Stă-i om de nimic.
Și așa erau numiți neamurile. Ne tăiați împrejur. Aduceți-vă aminte că erați fără de Hristos. Fără drept de cetățenie în Israel. Străini de legămintele făgăduinței. Fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. O condiție foarte grea, o stare foarte grea din perspectiva iudeului. Ce zice dumneavoastră despre vrăjmașul care l-ați identificat? Băi, așa, e așa, e așa, e așa. Așa e că zicem. E toate lucrurile alea grave care noi le zicem, nu știu dacă sunt atât de grave cât ziceau evreii despre Nehemia. Și era mare vrăjmaș. Citesc. Căci El, Hristos, în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Știți cât de mare e vrăjmășia? Atunci când ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20 și 2, mi se pare, da? Da? În capitolul 22 ni se spune cuvântarea pe care Pavel a ținut-o înaintea norodului din Ierusalim. Pavel e cel care vine în Ierusalim să se închine. Iudeii din Asia, care îl identifică și îl cunosc, datorită propovăduirii lui prin sinagogile Asiei, și cu care nu erau de acord, inițiază o răscoală extraordinară, deosebită împotriva lui Pavel, până acolo încât stăteau, capitolul 21, ne spune, gata, gata să-l omoare. Gata, gata să-l lapideze. Știți ce s-a întâmplat? O ceată de ostași împreună cu un capitan zmul pe Pavel din mâinile lor. Și Pavel cere voie să vorbească. Și începe să le vorbească în limba evreiască. În momentul acela o tăcere mormântală. Oamenii aceia înverșunați, gata să-l omoare, hotărâți să șteargă de pe pământ numele unui astfel de om. Și începe să le spună cum a fost născut între iudei, cum a învățat la picioarele lui Gamaliel, cum a fost plin de râvnă pentru Dumnezeu străbunilor lor, cum a urât de moarte secta asta a creștinilor. Și în ura lui și în pornirea lui a luat scrisori. Pot să mărturisească despre mine. De la mai mare lui Israel, plecând înspre Damas să lege și pe sectarii de acolo. Povestește întâlnirea lui cu Iisus. Povestește întâlnirea lui cu Anania. Povestește mai apoi cum, intrând în Ierusalim, Domnul i-a dat un mesaj. Pentru că avea nevoie de mesajul ăsta datorită pericolului în care se afla. Și mesajul era acesta. Grăbește, grăbește-te. Ieși iute din Ierusalim că nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Pavel spune cum el insistă. Așa de mult îi iubea. Doamne, mult îi iubea pe cei din neamul lui. Și insistă. Dar Domnul zice nu. Du-te că te voi trimite departe la neamul. Și ce să ne mai departe? Versetul 22 din capitolul 22. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Du-te că te voi trimite departe la neamul. Dar atunci au ridicat glasul și au zis: ia de pe pământ pe un astfel de om. Cât de mare era vrăjmășia. Nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Și căpitanul a trebuit să intervină, să-l scoată de acolo și să-l salveze. Mare a fost vrăjmășia. Și totuși, datorită puterii lui Dumnezeu pe care Pavel o întâlnește, pe care Pavel o experimentează, pe care Pavel o lasă să locuiască în inima lui, el trece peste orice vrăjmășie. Știți de ce foarte multe ori suntem vrăjmași? De foarte multe ori ajungem în vrăjmășie și cred că îmi veți da dreptate.
datorită unor lucruri pe care le întâlnim din partea semenilor și care ne așează sub demnitatea noastră. Păi de ce a făcut el asta? Asta nu-i în ambianță, nu-i în legătură cu ceea ce sunt eu. Dacă el a făcut lucrul ăsta, asta e sub demnitatea mea. Și de foarte multe ori ne este foarte greu să putem să iertăm, să putem să ne împăcăm, să putem să întindem mâna de pace, tocmai datorită faptului că avem în față un om care prin lucrurile care le-a spus, prin faptele pe care le-a făcut, ne-a așezat sub demnitatea noastră. Și oare să nu fie rezolvare? Să n-aibă nimic Iisus de spus aici? Vă aduceți aminte când Domnul Hristos stă împreună cu ucenicii la ultima lui masă, înainte de răstignire? Vă aduceți aminte care a fost nevoia lor? Cineva să le spele picioarele. Știți ce gândeau ei toți? Nu scrie, dar printre rânduri. Îi suge. Nu că nu le-aș spăla, dar e sub demnitatea mea. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? El, Domnul și Învățător. El a rămas Domn și Învățător. Amin. Doar că un alt fel de Domn și un alt fel de Învățător. Vă aduceți aminte ce a făcut? S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, s-a încins cu un ștergar și s-a apropiat de le-a spălat picioarele. Știți învățătura care le-a dat-o mai apoi? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unei altora. Amin. Să faci spălarea picioarelor o dată pe duminică, o dată pe lună, după cina Domnului, nu neapărat împlinesc învățătura Domnului. Știți când cu adevărat aș împlini învățătura Domnului nostru de aici? Atunci când aș avea în față un lucru, o situație, o persoană care mă pune sub demnitatea mea. Amin. Mă pune sub demnitatea care o am. Și prin învățătura lui Iisus, să sper picioarele de foarte multe ori, simplu. Dar să te apropii de omul care te-a așezat sub demnitate, de foarte multe ori e greu. Și totuși, Domnul Hristos, ai persoana aia care te-a umilit, o ai în față. Dacă l-ai auzit, și nu dacă, Dumnezeu vorbește în adunare. Amin. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, m-am așezat sub demnitatea mea, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unei altora. Bine, dar lucrul ăsta nu mă constrânge. Stai puțin. Vine cu niște învățături, vine așa, uite și mă constrânge, mă pune undeva într-o cușcă. Și eu în urmă să sufăr. Na, citesc. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi. Aleluia! Aleluia! Dacă le faceți. Puterea lui Dumnezeu e la lucru. Mărit să fie Domnul. Puterea lui Dumnezeu e în ființa noastră. Și descoperi ceva fantastic. Rămân sub demnitate, îl iert pe cel care m-a așezat sub demnitate și în loc să descoperi întristare, moarte, aleluia, viață din belșug. Izvoare de apă vie, pășune, Dumnezeu, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și dragii mei, ultimul lucru care îl spun. Vedeți? Atunci când vorbim de puterea lui Dumnezeu ca o consecință, puterea lui Dumnezeu în viața noastră ne va convinge și ne va arăta
că răsplata noastră, că binecuvântarea noastră, că binele nostru, câștigul nostru, este nimeni altul decât Dumnezeu. Amin. Și nici nu ai nevoie de o răsplată, și nici nu ai nevoie de o cinste, și nici nu ai nevoie cineva să te recunoască, pentru că răsplata ta este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Asta e ceea ce conștientizează omul în viața căruia puterea lui Dumnezeu e la lucru. Vedeți, în contextul acesta a muncii, Doamne, cât a muncit Pavel! Doamne, cât a tras și cât s-a istovit! Și la un moment dat zice, o singură biserică celor din Filip, ați avut în grijă nevoile mele, voi singuri. Și în situația aceea în care în temniță fiind, nu, vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Uite care e răsplata lui. Mă rog să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul lui, în omul dinăuntru. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Știi ce zice Pavel în temniță? Îți plin de toată puterea lui Dumnezeu. Îți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și îți mulțumit. Îți mulțumit. Po totul în Hristos care mă întărește. Și asta aș vrea și pentru voi. Asta aș vrea să realizeze și în viața voastră. Câștigul vostru să fie Dumnezeu. Astea sunt consecințele conștientizării puterii lui Dumnezeu în viețile noastre. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, frați și surori, avem nevoie de ea. Am în două mâinile ridicate. Am nevoie de ea. Mi-o doresc din toată inima. Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Amin? Și spun două lucruri și închei. Cum o experimentez? Cum vine? Două lucruri spun. Se pare că primul murind. Pavel în temniță, Pavel e legat, Pavel e bătut și puterea lui Dumnezeu e la lucru. Nu numai la el, dar zice, ha, mă dorești pentru voi și rugăciuni, zice, și epistole, fantastic. Se pare că murind. Și în primul rând, cine să moară? Omul cel vechi să moară. Amin. Câte vreme nu moare omul vechi, puterea lui Dumnezeu nu-i la lucru. Când moare omul vechi, puterea lui Dumnezeu e lucrare și în viața omului. Se pare că așa funcționează. Murind. Imaginați-vă o casă care o aveți și atacată de tâlhari, de temut, pate, pofte, păcate. Îți închizi toate ceamurile, ușa îți salvat. Dar între robii tăi, între sclavii tăi, îi un complice a tâlharilor. Când vin tâlharii, bat la ușă, robul deschide ușa. Și tăți tâlharii intră în casa ta. Și te prăpătesc. Știți cine e robul care trebuie să moară din casa noastră? Omul vechi. Ăsta e una cu tâlharii. Ăsta e una cu patimile, poftele și păcatele. Hristos Domnul, Apostolul Pavel ne spune în epistola lui către Romani, capitolul 6, noi așa aș putea să citesc, vine în viața noastră, vine în lumea noastră și uite ce spune. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Iisus. Nu moare omul vechi. Poate să zică soția, măi omule, nu se teme de soție, nu se teme de copii, nu se teme de păstor, de comite, de adunare, nu se... Este unul mai tare. Fiul lui Dumnezeu.
E atât de tare că am mers în moarte. Când moare, e ocărât, e bajocurit, e scuipat. El nu-i slab. El e tare. E așa de tare că mai apoi a înviat. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și fiu fiind, vine la omul vechi și știi ce zice? Îs mai tare decât tine. Că de aceea Hristos a murit și a înviat. Ca să aibă stăpânire și peste morți și peste vii. Și vine lângă omul vechi și uite, zice, uite cum am murit eu. Și tu știi ce zice omul? Te dau afară de aici. Ieși afară de aici din casa mea. De bună voie îl dai la moarte. Nu discut cu tine. Și puterea vine în noi. N-am timp să citesc toate referințele. Dar hai că una chiar aș vrea să o citesc. 2 Timotei, aș vrea să o citesc, pentru că așa de mult aș vrea să... Este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Doamne, ajută-ne pe toți. Până unde merge lucrul ăsta? Până acolo cineva să se bucure când îi bajocorit. Hai, Doamne, s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele Lui Iisus. Și cum mai vine puterea? Bun a fost ceasul de rugăciune de dimineață. Ce-a făcut Pavel ca această putere să fie experimentată în viața lor? S-a rugat. Și așa de mult îmi place că bisericile pentecostale au avut și trebuie să aibă. Și să ne ținem de practica aceasta. Amin. Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu ca puterea Lui să coboare în noi toți. Amin. Amin. Dumnezeu să ne facă parte de puterea Lui tuturora. Amin. Amin. Am vrea să ne apropiem din momentul rugăciunii de încheiere. Rugăciunea în care vom mulțumi lui Dumnezeu pentru timpul de rugăciune, pentru cântările de laudă, pentru cuvântul Evangheliei. Înainte de a face această ultimă rugăciune, am vrea să mulțumesc lui Dumnezeu, să vă mulțumesc vouă tuturor celor care ați ales să fiți în această dimineață în locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim fraților care au slujit, frații din Baia Mare, familia lor, fratele Marius, toți cei care din Vișeu, din Borșa, din Baia Mare, ați venit în locul acesta. Toți cei care ați fost invitați ca invitația Casei Domnului și ați venit aici, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Înainte de a face această rugăciune, vreau să vă spun că, prin Harul lui Dumnezeu, biserica, frații din loc, au asigurat oarecum și o masă de dragoste pentru noi, s-au gândit nu numai la suflet, ci și la partea aceasta tupească, Domnul să-i binecuvânteze. De aceea vă anunț că sunteți invitați cu toții după încheierea slujbei, să coborăm jos, unde vom servi această masă. De asemenea, chiar dacă e oarecum așa, într-un timp mai îndepărtat, putem să vă anunțăm faptul că, cu ajutorul lui Dumnezeu, și în luna iunie, Biserica de Borșa va avea o duminică mai specială, duminică de evangelizare. Tot duminica a treia a lunii iunie, data de 18 iunie, prin Harul lui Dumnezeu am vorbit deja și avem acceptul și oarecum răspunsul fratelui Dănuța Șchilean, care probabil îl cunoașteți, laudă pe Domnul prin cântare, cât și ca slujitor al Domnului, e invitat în biserica din Borșa. Ne pregătim, chemăm invitați, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze și acea duminică a treia din luna iunie, Domnul să vă binecuvânteze. Asta nu înseamnă că nu mai venim la biserică doar atunci. În continuare, prin Harul lui Dumnezeu, biserica din loc are program de închinare de la ora 17, de la ora 17 la 19, duminică după masă, și în continuare, următoarele duminici, tot la fel, program de închinare de la ora 9 la ora 12. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. În continuare, în casa Domnului și, în mod deosebit, în data de 18 iunie, o zi de evangelizare. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare și, așa cum am spus, vrem să facem rugăciunea de încheiere. O să dăm loc fratelui Marius să facă această rugăciune și zicem ca Domnul să binecuvânteze. Doamne, Tată din Cer, în numele Domnului Iisus,
continuăm să ne închinăm, să stăm înaintea prezenței tale divine, înaintea numelui tău și înaintea puterii tale mărețe, binecuvântate, slăvite și înălțate în viața noastră, Doamne. Vrem să-ți mulțumim că dimineața aceasta te-am simțit la lucru aici în adunare. Multe inimi au fost înviorate și binecuvântate de prezența ta și de ajutorul tău. Vrem să-ți mulțumim pentru aceasta. Nimeni nu-i ca tine, nici în cer, nici pe pământ. De aceea ne închinăm și ne proșterne măririi tale, slăvindu-te, glorificându-te și înălțându-te, slăvit să-ți fie numele în vecii vecilor. Îți mulțumim pentru timpul acesta, mulțumim pentru lauda numelui tău, pentru frații care au slujit. Vrem să-ți mulțumim pentru fiecare suflet prezent aici și să te rugăm în bunătatea măririi tale. Ne rugăm din preună cu Apostolul Pavel, Doamne, îndură-te de adunarea noastră, Doamne. Îndură-te de fiecare suflet din locul acesta. Doamne, deschide ochii inimii noastre, Doamne, să înțelegem puterea ta la lucru în viața noastră și binecuvintează viața fiecăruia, Doamne. În numele Domnului Iisus te rog pe... Într-o zi, când viața va înceta, eu voi spura. Către malul mării de cristal, eu voi spura. Eu voi spura în glorie, eu voi spura. Într-o zi, nimeni nu mă va opri, eu voi. Într-o zi, nimeni nu ne va opri, noi.